Iată titlurile acestei ediții. O femeie a fost găsită moartă în propria mașină. Tânăra de 32 de ani era mama a doi copii minori. Poliția este pe urmele suspectului. Bătaie și înjurături în curtea unui bloc din sectorul Ciocan al capitalei. Trei fete s-au luat la bătaie cu un băiat. Spiritele au fost calmate de vecini care au chemat poliția. O mamă din Bălți a trăit clipe de coșmar după ce și-a pierdut copilul de doar 3 ani. Unde a fost găsit băiatul, aflați în ediție. Cânepă cultivată printre rânduri de porumb. 200 de fire de cânepă depistate în grădina unui bărbat de 33 de ani din satul Bâc, Chișinău. Noi detalii despre jaful de la filiala unei bănci din Chișinău. Se pare că prejudiciul adus victimelor este de 60 de milioane de lei și nu de 30 de milioane, cum s-a anunțat anterior. Crimă odioasă la Chișinău. Cadavrul unei tinere, mama a doi copii minori, a fost găsit pe bancheta din spate a mașinii care îi aparține. Nenorocirea s-a întâmplat în seara zilei de 9 iulie pe strada Nicolae Titulescu din sectorul botanic al capitalei. Cei care au bătut alarma privind dispariția femeii au fost rudele acesteia. Disperați, oamenii au solicitat ajutorul poliției după ce tânăra a plecat în dimineața de 9 iulie de acasă și nu s-a mai întors. Ulterior, în seara zilei de ieri, în jurul orei 21, automobilul femeii în vârstă de 32 de ani a fost depistat pe o stradă din sectorul botanică. În urma cercetării automobilului, polițiștii pe bancheta din spate au depistat și cadavrul femeii în vârstă de 32 de ani. La fața locului a fost solicitat și medicul legist, unde la examinarea cadavrului pe suprafața corpului au fost depistate urme de moarte violentă. Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la centrul de medicină legală, unde urmează să fie expus unei expertize mai detaliate. Potrivit deschide.md, femeia ar fi fost strangulată. Oamenii legii au pornit o cauză penală. În prezent se întreprind măsuri în vederea identificării făptașului. Potrivit legislației, persoana care se face vinovată de această crimă riscă pușcărie de până la 25 de ani sau detenție pe viață. Victima a lăsat în urmă o familie îndoliată, printre care doi copii minori, cel mai mic având doar 2 anișori, iar cel mai mare abia împlinise vârsta de 8 ani. Locuitorii sectorului Ciocana au fost treziți azi dimineață nu de deșteptătoare, ci de țipetele și înjurăturile din curtea unui bloc. Și totul din cauza unei bătăi care s-a iscat între trei fete și un băiat. Totul a avut loc în această dimineață pe strada Nicolae Milescu Spătaru, în jurul orei 8:40. Imaginile de la fața locului au fost expediate la adresa redacției noastre de către un locatar din Preajmă care a filmat totul de la balconul propriului apartament. Potrivit sursei, conflictul a început între tânăr și una dintre fete, iar celelalte două prietene cu fata implicată i-au sărit în ajutor. Din imagini nu este clar de la ce a pornit conflictul, cert este că acesta a generat în câteva clipe într-o bătaie crâncenă. Martorul ocular ne-a mai povestit că în acea curte deseori se adună tineri care beau alcool și consumă droguri, iar distracția acestora de cele mai multe ori se finalizează cu urlete și bătăi crâncene. Acesta susține că anume tinerele au fost cele care au sărit la bătaie la băiat. Indignați, vecinii au ieșit la balcoane și i-ar fi amenințat că vor chema poliția. Auzind de poliție, tinerii au fugit rapid de la fața locului. Chiar și așa, forțele de ordine s-au dus la fața locului, iar tânărul implicat în încăierare a fost preluat de o ambulanță. Acesta părea nedumerit și era într-o stare incertă. Poliția sectorului Ciocana investigează cazul. Conform legii, huliganismul nu prea grav se sancționează cu o amendă de până la 1500 de lei sau 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. O mamă din Bălți a trăit clipe de coșmar după ce și-a pierdut copilul de doar 3 ani. În timp ce se aflau la plimbare prin orașul Bălți împreună cu mama sa, la un moment dat, copilul a dispărut din vizorul femeii. Speriată, aceasta a alertat imediat poliția și a oferit toate detaliile. Totul s-a întâmplat în seara de 10 iulie, în jurul orei 17:50. Inspectorii de patrulare au mobilizat toți angajații pentru a-l găsi pe copil cât mai repede. În cele din urmă, doi polițiști de patrulare care plecau de la serviciu spre domiciliu l-au observat pe băiat pe strada Conev din Bălți și l-au adus acasă. În tot acest timp, mama băiatului a trecut prin cele mai dificile momente. Când și-a văzut copilul, femeie de 27 de ani l-a luat în brațe și a izbucnit în plâns. Unde-i dus, mamă? Unde-i dus, mă? Fiți calmă. Vă stiști de mință, știi? Nu trebuie mască pe-o, dați-i, dați-i. Hai, dați-i, cu urmă. Marco, Marco-l cheam, da?
Inspectoratul Național de Patrulare roagă cetățenii să acorde atenție maximă copiilor și să nu îi lase fără supraveghere niciun minut, iar în cazul în care minorul a dispărut, să anunțe imediat la 112 sau la cel mai apropiat echipaj de poliție, oferind toate informațiile și detaliile necesare. Creștea ilegal cânepă, iar acum riscă amendă usturătoare. 200 de plante de cânepă au fost depistate în grădina unui bărbat de 33 de ani din municipiul Chișinău. Firele au fost descoperite de către ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Ciocana din Chișinău în cadrul operațiunii MAC 2019. Polițiștii au stabilit că acestea creșteau pe o parcelă de câmp cultivată printre rânduri de porum din satul Bâc, municipiul Chișinău. Plantele erau bine îngrijite de către bărbat și atingeau o înălțime de peste 2 metri. Firele au fost smulse de către polițiști și duse la laboratorul criminalistic pentru efectuare expertizelor. În funcție de rezultate, bărbatul riscă să fie cercetat penal. Totodată se va alege cu o amendă de până la 200.000 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de până la 100 de ore. Operațiunea MAC 2019 are drept scop combaterea traficului ilicit de droguri de origine vegetală, dar și depistarea și nimicirea acestora. Totodată, cetățenii sunt rugați să anunțe la 112 atunci când dețin informații despre cultivarea plantelor narcotice. Noi detalii despre jaful de la filiala unei bănci din Chișinău. Se pare că prejudiciul adus victimelor este de 60 de milioane de lei și nu de 30 de milioane, cum s-a anunțat anterior. Potrivit ziarului de gardă, care îl citează pe șeful adjunct al Inspectoratului Național de Investigație, Alexei Laza, până în prezent, 51 de persoane au declarat că le-au fost furate boxele cu bani și bunuri agonisite de o viață. Potrivit lui Laza, jaful a fost unul aproape perfect. Coții nu au lăsat nicio urmă. În prezent, nu există niciun suspect. Agenția de pază angajată la filiala băncii a refuzat să facă careva declarații, scrie ziarul de gardă. Amintim că în noaptea de 5 spre 6 iulie, una din filialele băncii aflată pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucane al Capitalei a fost spartă și au fost furate 84 de boxe de siguranță. Poliția presupune că o parte din vină o are firma responsabilă de securitate. În replică, administrația băncii afirmă că firma responsabilă de securitate ar fi fost licențiată de Ministerul Afacerilor Interne. Totodată nu confirmă nici informația anunțată anterior de poliție cu referire la suma care ar fi fost furată din cele 84 de casete. Banca jefuită a promis celor care și-au pierdut banii câte o recompensă de jumătate de milion de lei. Clienții păgubiți sunt invitați să depună cereri de compensare, iar înainte de asta să depună o declarație la poliție. Totodată, administrația băncii a mai promis 1 milion de lei celor care dețin informații și sunt gata să ofere date despre presupușii hoți. Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală pentru furt în proporții deosebit de mari, iar acum forțele de ordine încearcă să dea de urmele hoților. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Unii șoferi din Chișinău ignoră în totalitate prezența pietonilor pe carosabil. Aceștia își continuă drumul și nu țin cont de oamenii care traversează regulamentar străzile. Două astfel de cazuri au avut loc recent pe străzile capitalei, chiar pe trecerile de pietoni. Unul dintre incidente s-a produs pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica. Din imaginile postate pe internet se vede cum un grup de oameni intenționează să traverseze strada pe zebră, iar în acel moment o mașină le taie calea fără a frâna sau a încetini. Un caz similar s-a petrecut și în sectorul Ciocana. Un pieton începe să traverseze pe trecerea de pietoni. Mașinile de pe primele două benzi cedează trecerea, iar autoturismul de pe banda a treia își continuă drumul. Din fericire, șoferul a reușit să frâneze în ultimul moment, evitând o tragedie. Conform legii, șoferii care nu respectă marcajele și indicatoarele rutiere și prin urmare nu cedează trecerea pietonilor riscă amenzi de până la 750 de lei și câte 3 puncte de penalizare. Statistici alarmante. 32 de moldoveni au decedat în 2018 din cauza consumului de droguri, potrivit unui studiu. Datele arată că pe durata anului trecut, în vizorul medicilor au ajuns peste 600 de persoane care au căzut prada narcoticelor. Numărul total de consumatori de droguri aflați la evidența medicilor ajunge la circa 12.000 de persoane, dintre care 42 nici nu au atins vârsta majoratului. Potrivit datelor statistice, vârsta medie la momentul înregistrării cazurilor noi de consumatori de droguri cu dependență a fost de 23 de ani, iar fără dependență 21 de ani. Subliniem că întrebuințarea drogurilor este una dintre cauzele principale ale mortalității în rândul tinerei generații, fie ne referim la cazurile de deces în urma supradozei sau la bolile, accidentele, cazurile de violență și suicid înregistrate în urma consumului de substanțe narcotice.
3 moldoveni au fost arestați în Italia, suspectați că furau sistemele de navigație de la mașinile de lux. Presa din Italia scrie că gruparea criminală și-a început activitatea în 2018. Atunci, proprietarul unui magazin auto din orașul Arezzo s-a adresat la poliție și a declarat că persoane necunoscute au intrat în parcarea acestuia și au furat 19 sisteme de navigare prin sateliți. Aceștia ar fi reușit să deschidă geamurile mașinilor printr-un truc, fără a le sparge, apoi au pătruns în mașini și au furat toată tehnica. La scurt timp, incidente asemănătoare s-au petrecut și în orașele Toscana și Umbria din nordul Italiei. Acolo, după aceeași schemă, suspecții ar fi furat dispozitivele de la mai multe mașini din centrele de deservire a altor 3 mărci de mașini de lux. După 3 luni de investigații, polițiștii au dat de urmele suspecților. În data de 4 iulie 2019, aceștia au fost plasați în arest. În curând, moldovenii își vor afla sentințele. Un bărbat în vârstă de 63 de ani din orașul Bender a fost găsit carbonizat în propriul apartament, iar prietenul acestuia de 48 de ani s-a ales cu arsuri grave. Tragedia s-a produs în seara zilei de 9 iulie, în jurul orei 23, în unul din cartierele rezidențiale din oraș. Vecinii au alertat pompierii după ce au simțit un miros înțepător de fum. Ajunși la fața locului, salvatorii au găsit 25 de metri pătrați ai locuinței făcute scrum, iar în interiorul casei zăcea mort proprietarul apartamentului. Victima și-a găsit sfârșitul pe pat. Celălalt bărbat avea arsuri pe 70% din corp. În ajutor a fost chemată o ambulanță. Medicii au preluat pacientul și l-au transportat la spital. Acum, prietenul victimei se zbate între viață și moarte. Vecinii susțin că victima avea probleme cu alcoolul și deseori fuma în locuință. Preliminar, incendiul ar fi pornit din cauza unei țigări nestinse. Au furat un rucsac cu tot cu laptop, după care s-au făcut nevăzuți. Doi bărbați din capitală sunt căutați de poliție după ce un chișinăuian s-a plâns că a devenit victima hoților. Neplăcutul incident a avut loc în ziua de 10 iulie, în subterana de pe strada Alecu Ruso din sectorul Ciocana. Cei doi suspecți au nimerit în vizorul camerelor de supraveghere instalate în preajmă. Pe o rețea de socializare, victima a declarat că i s-a furat ghiozdanul din spate și laptopul care se afla în interior. Hoții ar fi profitat de un moment de neatenție al bărbatului și ar fi comis furtul. Victima ar fi coborât rucsacul de pe spate și l-ar fi lăsat nesupravegheat pentru câteva clipe, după care nu l-a mai găsit. Bărbatul a alertat poliția, iar oamenii legii îi caută pe suspecți. Totodată, victima mizează și pe ajutorul oamenilor. Toți cei care i-au recunoscut pe bărbații din imagini sunt rugați să anunțe la 112. Confidențialitatea surselor este garantată. Un bărbat de 40 de ani este căutat de către rude, dar și de milițienii din Grigoriopol, după ce la sfârșitul lunii mai acesta ar fi ieșit din casă și nu s-a mai întors. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se află la evidența psihiatrului pentru că are probleme cu consumul excesiv de alcool. Vladimir Cernișev are înălțimea de 1,75 m, corpulența slabă, părul negru și ochii verzi. În ziua dispariției purta un tricou negru, pantaloni la fel de culoare neagră și era încălțat într-o pereche de Adidas gri. În acest context, persoanele care l-au recunoscut pe bărbatul din imagini și cunosc locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Orice informație contează. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.